Cosmin! Cosmin! În fișa mea ești următorul. Câția! Și am ajuns acolo cu doamna Jessica. Hello, Jessica! Te rog să iei loc. Ok. Ce tot dai târcoale? Nu știu dacă știi. Care, bă, a început să lipească chestii pe mine și nu se mai oprea, adică... Dar le pui pe toate, ce faci? Nu știi română, nu? One more? Two more. Cu aparținător sau fără aparținător? Bineînțeles cu aparținător, dar de ce? Următorul aparținător, vă rog, imediat, mai... Putem să le ținem de mână, cum e la naștere, știi? Când ține mână și rupe mâna partenerului, ia! Sper că știi lucruri despre mine, atât de bine, încât să... Hai să mă gândesc cum să fii smart. Ce, dar tu ai emoții mai mari ca mine. El păi e... da, normal că te văd așa. Știu că durerile nașterii sunt echivalente cu 20 de oase rupte. Gândește-te așa, că poți să faci față la orice. Pune-ți mindset-ul ăsta. Nu, termină cu mindset-ul ăsta, te rog. Nu, spune tu ce mindset, lasă-mă. Începem în 5. 4. 3. 2. 1. Începe. Au mami cu Natanticu. Nivelul 1. Ai 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 ai. Nu te. E nivelul 1. Hai, mă. Bă, direct a fost. Mama mea, dacă ăsta e 1, eu o sper din suflet. O să nu. Corpul se reobișnuiește, atenție. E o chestie neuro aici. Asta mi se pare o probă super interesantă, pentru că Cosmin va experimenta, practic, durerile nașterii înainte ca noi să avem un copil. Dacă ăsta e unul, e... E... Da, vă zic! Ia, mămică, ca să vezi cum o să fie, să vezi prin ce o să trec eu. Ajută, ajută, aia să știi. Rezistența lui Cosmin la durere este aproape de zero. Un minut, un minut. Oi, 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 oi. Te rog să reziști un minut așa. Da, querida! Și e unul ăsta. 30 de secunde cred. Aici. Da, la, la, la. Oh. Aș dori să rezistești să câștigă. Nivelul 2, level 2. Hristoțe! Nu te cred! Doamne, ce doare să-mi fac! Oh, la, la. Stai 2? Cum adică? Cum? Dacă stai 2, cum? Până la 9? Cum? O să mă... Tu ție, no! Iartă-mă, nu! No, no, no! Îmi cer scuze pe această cale, dar... Nu puteam să mă controlez. N-am putut să mă controlez. No! Jessica! Hai, dar ce ai cu mine că nu ne cunoaștem tu? Fai, du-te că ai tu s-a rupt cămașa de forță. Zidați, da, tu! Dar poate fac pătrățele așa. Cum plec eu de aici? Uite, ce ai făcut Natanticu? Am născut. Fai, nu, nu. Îți reamintesc că în fix un minut avem o pauză. Spun, nu. Iubire, dacă nu e din naștere. Ce te unde să știu cum e? O să fac cezariană, lasă-mă. O fac cezariană. Dacă de aici, să nu te văd, tu te... Există și nașterea sub papu. Băi, nu l-am văzut în durere, dar, sincer, dacă e să fie vreodată, nu e a bună. Că se transformă, are privire din ea de... I'm gonna kill you. Hai, Doamne, tu te bă! Atenție, ne apropiem de nivelul 3 în 5. Eu mă rog la Dumnezeu să-i dea forță lui Cosmin să trecem și să câștigăm această probă. 4! Și dacă face chestia asta, pe cuvântul meu de onoare, că uite, eu, iubire, promit aici... Nu te cred! 3! Că o să te fac un tătic fericit. 2, 1, level 3, Jessica! Am simțit cam 20 de cuțite. Da! O să... Da! Jessica! Care intrau în mine... Da!
au mami, au mami, au mami, au mami, au mami, oprește ca o f***, dă-l-o f***, dă-l-o f***, ia-l odată de pe mine. Băi, oprește, Jessica! A zis, au mami, au mami, au mami? A zis, da, 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 și în continuare mergeau. Băi, oprește! Stop! Bă, stop! Stop, stop! Și domnișoara Jessica iar râdea, era... Bă, de ce mai merge? Și stătea acolo, se vedea doar capul și era așa. Da, aveam o zâmbetă, erau șorimele. Da. Îi dădea la butanele aia. Zise imediat... Bă, oprește-l, bă! Și la Dani, nu, 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 că sunt mușchii tăi care încă mai lucrează. Eu vedeam alea cum fac pe mine, opriți alea că vă le sparg. Te-ai oprit! Nu, te-ai oprit! Mai încordat tu! Stai calm! Te-ai mai încordat tu! Bă, cine a gândit probele astea, mă, mâncava și... Nu am mai simțit niciodată genul ăsta de durere în corpul meu. Bă, nu există așa ceva. Nu. Și rog, uite, iubirica mea, nu simt niciodată durere. Și te-ai zis să nu simt niciodată durere. Da. Băi, 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 nu, băi, nu mai pot. Nu, nu mă interesează cât a investit, nici nu mă interesează, nu, nu. Am fost destul de, adică chiar am pariat, am... Zi odată, atât am oameni. 400! E bine. A fost o investiție prea mare, da. M-am cam aruncat. Aia e. Nu, contează. Puteai să pui și 2000 și nu-mi părea rău. Iubire, îți dai seama cum o să fie când o să nasc? Felicitări, ba, mai ești cea mai tare. Păi nu sunt cea mai tare, de-aia e bine. Lasă că-mi fiem. Nu, 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 ne mai luăm doi căței, e ok. Am zis că te fac tătic dacă treci proba. Da. Da, acum nu știu. Poți să mă fac tătic și dacă nu trec proba, de ce trebuie să trec proba ca să mă fac tătic? După ce am văzut durerile astea, nu știu dacă... A, tu vrei să mă faci tătic când să nasc eu? Da. Deci nu o să nasc eu. Mamă, îl sparg. Eu acum sunt curios, care e mai fetiță? Ăștia care au născut sau eu că m-am oprit la 3? Mie mi se pare că asta e o treabă de femei. Ce să căutăm noi bărbați întreburile femeilor? Bravo fetelor, să vă trăiască!